Ministerul Tineretului și Sportului pune anual la dispoziția tinerilor cu vârsta până în 35 de ani tabere anuale, unele tematice, altele de agrement. Astfel, locurile în aceste tabere sunt gratuite, dar selecția încă nu știm cum este făcută, urmând ca doritorii să se intereseze la direcțiile județene de sport și tineret privind metodologia de selecție. Astfel, la Turnul Severin sunt organizate 3 tabere, 2 tabere tematice, din care încă nu știm tema, și o tabără de agrement. Despre aceste tabere, la nivel național, câte avem, câte țin de noi de menință? În anual, Ministerul Tineretului și Sportului organizează tabere naționale și tabere tematice dedicate tinerilor între 14 și 35 de ani. Din totalul de 15 tabere tematice, Direcția Mehedinți organizează 2 tabere tematice și din 37 de tabere naționale, Direcția organizează o tabără. Ceea ce este bine de știut este că la aceste tabere naționale totul este gratuit. Deci este foarte important pentru direcția noastră că reușește în general în fiecare an, dar anul acesta avem 3 tabere. Pe lângă aceste tabere gratuite, Ministerul Tineretului și Sportului organizează pentru tineri tabere internaționale și naționale cu preț redus. Astfel, cea mai scumpă tabără națională și are prețul de 89 de lei pensiune completă, iar tabăra internațională este în maxim 200 de euro cu tot cu transport. Taberele internaționale se desfășoară anul acesta în Grecia, la Paralia Caterini și la Leptocaria, țară afectată ieri, la ora 12:50, de un puternic cutremur în Marea Egee de peste 6 grade pe scara Richter. Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Tabere și Agrement, a organizat în perioada 16-18 mai la București Târgul de Tabere, unde a fost prezentată oferta națională de tabere pentru vacanța de vară 2014, ce conține atât oferte pentru sejururi naționale, cât și oferte internaționale, cât mai avantajoase și atractive pentru tineri. Prețurile pornesc de la 64 de lei pe zi de persoană până la 80 de lei pe zi de persoană, pensiune completă. Taberele școlare internaționale, anul acesta se organizează în Grecia, la Paralia, Leptocaria și la Ganas, cu prețuri începând de la 189 de euro de persoană pentru 7 zile, pensiune completă. Acestea includ și transport.